Horoscopul săptămânii 13-19 iulie 2020. Aspectele formate de către planete. Soarele se află în rac și formează trigon cu luna. Înseamnă armonie, echilibru general, calm, încredere în sine, satisfacție interioară. Trigon al soarelui din rac cu Neptun retrograd în pești. Înseamnă inspirație, creativitate, înclinație ocultă, intuiție, receptivitate la valorile sociale. Soarele se află în opoziție cu Jupiter retrograd. Înseamnă atitudini pozitive, posibilitatea de a revizui comportamente, posibile întâlniri și evenimente salvatoare. Soarele în opoziție cu Pluton susține conflictul dintre conștiința morală și impulsurile primitive, dezvoltarea sentimentelor de culpabilitate, nevoia susținerii morale. Soarele în opoziție cu Saturn înseamnă severitate, rigiditate, dezacord între voință, dorință și puterea de a face lucruri. Este susținut pesimismul, încăpățânarea, de asemenea egoismul, melancolia. Este susținută cu această configurație. Luna este pe rând în zodia Berbec, apoi în zodia Taur, apoi în Gemeni și apoi în Rac. Formează cuadratură cu Soarele, ceea ce duce la aroganță, autoritarism, instabilitate, încăpățânare, fapt care stimulează foarte mult ambiția. Luna, de altfel, se află în conjuncție cu Uranus. Este stimulată imaginația, originalitatea, generarea tensiunilor emoționale, respingerea ideilor care nu corespund propriilor convingeri. Luna formează cuadratură cu Marte, ceea ce generează emoții puternice, uneori impulsivitate, irascibilitate, posibile pasiuni tumultoase, dezlănțuiri instinctive. De asemenea, este încurajată intuiția și vizionarismul. Sfatul este să urmăriți respectul și controlul de sine. Mercur în rac este în cuadratură și sextil și conjuncție cu luna, ceea ce duce la imaginație susținută în studii, mai ales afectivitate, imaginație disciplinată. La începutul de săptămână, stare de indecizie, se poate manifesta versatilitate, de asemenea și nervozitate. Mercur în cuadratură cu Marte susține energia mentală, lipsa utilizării acestei energii poate să ducă la un spirit critic mai puternic, la pretenții mai mari, cu urmări de iritabilitate sau de surmenaj. Venus se află în Gemeni, în mers direct până pe 7 august 2020. Atunci va face ingresul în Rac. Venus în Gemeni, deci până pe 7 august 2020, este în trigonocrație, cu deschidere pentru relații, accentul pus pe informație, nu se dă dovadă de atașament, mai degrabă curiozitate, spirit duplicitar, implicare în multiple relații, căutarea punților de comunicare cu alții. Sunt căutate mai ales relațiile noi, diversificate, progresiste, dacă se poate, considerate ca relații sociale, dar fără consistență sentimentală. Contacte utile în comunicarea de informație. Venus în sextil cu Marte susține tandrețea, de asemenea dorința, generarea de pasiuni calme, relații armonioase care susțin viața afectivă. Trigonul dintre Venus și Pluton retrograd dă un aspect omogen,
între sentimente, manifestări puternice, care pot duce la cimentarea de relații, manifestări de atracție puternice. Marte este în Berbec, încă din 28 iunie 2020, el se află în Berbec. Marte în Berbec formează sextil cu Saturn în Vărsător. E în domiciliu, are putere amplificată, este amplificat elementul foc, dinamismul, susține înfruntarea obstacolelor, atingerea scopurilor. Ambiție, încredere, spontaneitate, exprimare directă. Marte în Berbec se concentrează pe dorință, pe acțiune, pe impulsivitate, nerăbdare, neliniște, curajul exacerbat. Entuziasm, spirit de inițiativă, începuturi noi, aspecte care țin de pionierat, toate sunt încurajate de această configurație. O bază mai puternică pe forțele proprii, pe dorința de independență, acceptarea mai, sau mai bine zis, neacceptarea compromisurilor, și astfel pot să apară confruntări mai ușor, certuri, conflicte care pot fi mult amplificate. Marte susține de asemenea forța fizică, competiția, sporturile extreme. Sfatul este să încercați să vă temperați pentru a evita accidente, izbucnirile violente, conflicte. Marte în cuadratură cu Mercur ne avertizează asupra tendinței pentru viclenie, pentru lipsa respectului, pentru neîndemânare. Jupiter retrograd în Capricorn. Aici, cu această configurație, găsim în noi resursele necesare pentru a face față evenimentelor, pentru a putea merge mai departe. Emoțional se simte apăsarea, tensiunile cresc, disconfortul psihic și material se simte tot mai puternic. Jupiter este retrograd în sextil cu Neptun retrograd, de asemenea, face ca sentimentele să fie umanitare, realiste, receptivitate la ideile noi, utilizare inteligentă a acestora, căutarea cunoașterii a adevărului. Saturn este retrograd în Capricorn. Este susținută fermitatea, curajul, asocierea energiei cu reflexia, forței cu sângele rece, prudență, perseverență, rezistență, severitate. Neptun este mers aparent retrograd în Pești. Anulate iluziile, conștientizarea realității, vedem adevărul și pot fi găsite ușor secrete. Neptun este, de altfel, planeta care valorifică opoziția Soarelui cu Jupiter prin triunghiul lui Thales. Neptun fiind retrograd, ne aduce la realitate, clarifică lucrurile acolo unde nu este perceput adevărul, este susținută rațiunea, arată realitatea, sunt posibile deziluzii. De asemenea, este văzută mai ușor cauza confuziilor, a sacrificiilor, este văzut adevărul, evenimente și situațiile care apar, ies la lumină lucruri și ele indică, după caz, decepții, teamă, autocompătimire. Uneori aceste conștientizări pot duce la schimbări de concepții, la anumite ideologii, la dezvăluirea de secrete, stări de deprimare și așa mai departe. Pentru zodia Berbec, pentru zodia Vărsător, apare tendința de retragere, de izolare în propriul subconștient,
simțiți nevoia de a vă retrage din viața externă, vă preocupă serios studiul propriei persoane, puteți să reconsiderați anumite mecanisme de supraviețuire pentru a vă descurca. Și de asemenea, căutați alinarea și încrederea în sine în cadrul familiei de origine. Acest ultim sau al propriei familii, acest ultim tranzit în Capricorn întărește sentimentul propriei persoane. Lucru care ține de sinele vostru, de căpătarea încrederii în sine, mentalul concentrat pe sănătate, pe concentrare mai mare și riscați surmenarea. Starea de nervozitate se poate manifesta prin probleme digestive. La locul de muncă, concentrarea pe detalii. Puteți să lucrați bine în echipă, vă puteți păstra concepțiile de viață, vă simțiți bine chiar și ca subalterni. Sfatul este să încercați să vă puneți în slujba unei cauze altruiste pentru a evita tendințele autodistructive în această perioadă.